Dragi buzoieni, cu putere de muncă, credință și dragoste de oameni, mă prezint în fața dumneavoastră și vă asigur că voi fi un competitor pe măsura cerințelor dumneavoastră. Cunosc bine realitățile orașului nostru și, fără falsă modestie, poate cel mai bine dintre toți candidații. Așadar, cu cinste și pricepere, cu expertiza administrativă demnă de funcția de primar, vă asigur că va fi un mandat în care va prima profesionalismul și mai ales respectul pentru dumneavoastră, cetățenii buzoieni. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Fotografierea sau filmarea, prin orice mijloace, a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului la vot constituie contravenție și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Ediția emisiunii Campus.pi. În această seară, invitatul meu este candidatul independent la primăria Buzău, domnul Constantin Ionescu. Bună seara, domnule Ionescu, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Mulțumesc pentru invitație, cu mare plăcere și oricând. De asemenea, în premieră, cred că în România, doamnelor și domnilor, nu în premieră la nivel local, pentru că s-a mai întâmplat la alți colegi de-ai noștri dintr-o televiziune locală. Alături de noi este doamna Ionica Tarău, din partea Asociației 1 iunie 2011, care toată emisiunea o va traduce în limbaj mimico-gestual, pentru ca și persoanele cu deficiențe de auz și vorbire să poată înțelege ceea ce vorbim noi aici, să poată înțelege care sunt programele domnului Ionescu. Pentru acest lucru îi mulțumim tare mult doamnei Ionica Tarău. Domnule Ionescu, în primul rând vreau să începem emisiunea din această seară prin a ne explica nouă și telespectatorilor noștri ce v-a determinat să luați această decizie de a aduce în studioul Campus TV pe doamna Tarău, care să traducă pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire ceea ce vorbim noi aici, și de asemenea pentru a face, de asemenea, în premieră în România un afiș. Da, un mini-afiș pe care sunt semnele limbajului Braille. Exact, da? pentru nevăzători, persoane nevăzători să poată citi ceea ce scrie un pe mini-mesaj. Un mini-mesaj. Exact. Ce va determina să luați această decizie? În primul rând, îi mulțumesc doamnei Tarău pentru amabilitatea de a veni la întâlnirea cu buzoienii și pentru a traduce și celor care ne înțeleg, dar nu se pot exprima. Ori fiecare buzoian trebuie tratat cu respect, fiecare buzoian are și drepturi, are și obligații, iar eu ca primar am obligația față de orice persoană din municipiul Buzău să tratez cu respect absolut pe oricine. Și atunci, automat, mesajul meu nu trebuie să ajungă doar la cei care ne văd, ne înțeleg, ci și persoanele care poate Dumnezeu nu le-a dat o viață la fel de bună, să spun, ca nouă sau tuturor, la fel de ușoară, la fel ce ușoară, exact, ca toți ceilalți. Și atunci, automat, și aceste persoane nu trebuiesc discreditate într-un anumit fel, sunt egale în fața celui care va conduce acest oraș, pentru că sunt măsuri care trebuie luate și oamenii trebuie consultați, indiferent de situația, nivelul, poziția socială, și automat am această obligație până la urmă de a-i consulta și de a ține cont de un punct de vedere și din partea dumnealor, pentru că sunt măsuri pe care eu, ca primar, am obligația să le iau, anumite facilități pentru aceste persoane care nu văd, care nu aud, care nu se pot exprima, care sunt cu diverse probleme locomotor, au un handicap, dar care ai în aceeași măsură obligația de a te pune la dispoziția dumnealor. Și atunci, automat, am zis, și dumnealor votează, și dumnealor plătesc taxe și impozite ca noi toți ceilalți, și sunt obligat să fac acest lucru.
Cum a fost primită inițiativa dumneavoastră de persoanele cu deficiențe de auz și vorbire, dar și cei care nu văd, pentru că și pentru ei aveți un mesaj special? Pentru cei care nu văd, la următoarea emisiune pe care o să o am, o să fiu însoțit de o persoană cu astfel de inconvenient, ca să-i spun așa, de vedere. Cred că foarte bine, până la urmă, să simt egal și nu discrimina, sau nici nu trebuie să ne gândim că cineva va fi discriminat dintr-un anumit punct de vedere. Da, vreau să arătăm telespectatorilor noștri în detaliu acest mesaj pe care dumneavoastră îl transmiteți persoanelor cu deficiențe de vedere. Dincolo de punctele care apar pe acest afiș, pe spate spune așa: grupul de inițiativă Ionescu la primărie, dragi buzoieni, alegeți cu credința împăcată. Ionescu este o persoană sinceră, Ionescu este garanția bunului simț, Ionescu este un bun prieten și un iubitor de oameni, merită cu adevărat să ne fie alesul la primărie. Chiar e momentul să-l votăm pe Ionescu. Ionescu chiar poate să ne reprezinte și pe noi, să fie primarul nostru, primarul celor mulți. Și putem noi să completăm, pentru că știu sigur că nu se vor supăra, și primarul celor muți. Da. Primarul tuturor, indiferent că aud, că vorbesc, că văd sau nu văd, toți. Important, mare dreptate aveți. Cei care conduc și care ei să nu fie muți. Știți cum e? Adică... Da, sunt și riscuri din acest punct de vedere. Exact. Ei, profităm de prezența doamnei Tarău aici, în studioul Campus TV, și aș vrea să mai facem o scurtă prezentare a candidatului Constantin Ionescu. Pe de o parte, pentru buzoienii care poate n-au fost pe aceeași lungime de undă cu noi până acum, sau și chiar pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire, ca să știe și domniile lor cine sunteți dumneavoastră și ce vreți să propuneți buzoienilor. Am 49 de ani, căsătorit, un copil, la master în București, la Universitatea București. Am absolvit două facultăți, Institutul Politehnic București, Facultatea de Energetică și Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanțe, Bănci și Burse de Valori. Am fost viceprimarul municipiului Buzău în perioada 2004-2008 și consilier local în perioada 2012-2016, unde am avut, cred eu că acum suntem în campanie și fiecare își prezintă toate atuurile. Normal. Am fost, cred că, singurul consilier după Revoluție care am propus, promovat 8 proiecte de hotărâri. 4 mi-au și fost adoptate de către Consiliul Local în interes public, în special în zona asociațiilor de proprietari, partea de reglementare a repartizării căldurii în sisteme repartitoare, acel statut al administratorului și alte câteva care, sigur, chiar dacă n-au fost adoptate, la acel moment nu renunț în a le promova și aduce mai departe, pentru că sunt lucruri care sunt necesare acestui oraș pentru dezvoltare, pentru stabilitate, pentru a fi un oraș dinamic. Mai mult decât atât, ați fost, din câte mi-aduc eu aminte, din ședințele de Consiliu Local, cel puțin în ultima perioadă când am participat, unul dintre cei mai vocali consilieri locali, pentru că cereați lămuriri de fiecare dată când era, eu știu, pe ordinea de zi un punct cu care nu erați foarte de acord. Da, sigur, nu sunt foarte vorbăreț de felul meu, dar îmi place să pun altceva în momentul în care ceva nu e în regulă, sau dacă am un lucru pe care vreau să-l fac, atunci vin a completa sau a modifica anumite lucruri, nu doar că nu e bine, nu doar că nu sunt de acord, nu doar de dragul de a mă face auzit. Bun, am văzut foarte, foarte lucruri foarte interesante pe care dumneavoastră vi le propuneți. Scutirea de la plata cheltuielilor de întreținere către Asociația de Proprietari pentru copiii cu vârstă de până la 3 ani și pentru persoanele nedeplasabile, imobilizate la pat, care sunt îngrijite de un membru de familie. Ce v-a determinat să gândiți proiectul acesta? În primul rând, vreau să mulțumesc Uniunii Asociațiilor de Proprietari, domnului Tănăsescu, cu care am discutat și care au avut astfel de idei. Sigur, nu le poți cuprinde, indiferent cât de mult îți dorești să faci anumite lucruri,
trebuie să ai în jurul tău anumite persoane, oameni specialiști, oameni profesioniști, oameni până la unul care și își doresc să facă anumite lucruri pentru oraș în segmentul de care se ocupă și atunci automat ne-am gândit la aceste două măsuri, la nivelul asociației de și a cheltuierilor de a fi scutite de la întreținere și am spus că sunt familii tinere, familii care au copii mici, familii care știm foarte bine cât de greu și ce cheltuieli presupun a crește un copil până a merge la școală și mai departe. Iar până la vârsta de 3 ani, un copil nu merge singur cu liftul, un copil nu merge singur pe casa scării, un copil nu aprinde singur lumina pe casa scării, un copil nu poți spune că face mizerie, să spun... Sau produce prea mult gunoi. Bun, gunoi oricum este să repare la număr de persoane, celelalte servicii sunt contorizate, practic tot ceea ce consumi în casă le plătesc. Dar cheltuielile pe cotă parte, din punct de vedere al unui copil ajuns până la vârsta de 3 ani, nu sunt semnificative, să spun, ca să nu pot fi scutiți de la plata cheltuielilor de întreținere. Un ajutor pentru familie tinere și un respect pentru cei care vor să muncească și care vor să facă ceva pentru familiile dumnealor și pentru viitorul copiilor. Și m-am gândit la această, sigur, e o idee, va fi lansată în dezbatere publică, dezbatere în Consiliul Local, să vedem dacă oamenii sunt de acord sau nu pentru a supune printr-un proiect de hotărâre la vot această măsură. Iar în ceea ce privește persoanele nedeplasabile... O persoană nedeplasabilă, imobilizată, o persoană care nu merge cu liftul, e logic, nu aprinde lumea pe casa scării, nu se deplasează pe casa scării ca să facă, să spun, un deranj. Și mă refer la persoanele care sunt îngrijite de un membru de familie, nu de un soțitor, care este plătit pentru așa ceva și atunci să fie scutită la plata cheltuielilor de întreținere pe cotă parte indiviză, tocmai pentru că sunt celelalte cheltuieli, așa cum am spus și mai sus, sunt cheltuieli contorizate. Și atunci, automat, și ne mai e un ajutor pentru aceste persoane și în această zonă. Și la alt aspect, aceste persoane cheltuie oricum sume uriașe pentru medicamente. Absolut, și să nu mai vorbim astfel de scutire este semnificativă. Să nu mai vorbim de efortul financiar din punct de vedere medical pe care îl suportă și atunci automat nu sunt sume mari din punct de vedere. Nu e o pierdere, exact. Absolut. Felicitări, invitatul dumneavoastră este omul potrivit pentru a ne reprezenta în continuare în primărie și ne putem baza pe proiectele prezentate. Semnează familia Mihai. Mulțumim tare mult familiei Mihai pentru faptul că este prezentă seară de seară în fața televizoarelor când noi suntem aici în fața telespectatorilor. Iată, sunt oameni care au mare încredere în proiectele pe care dumneavoastră le prezentați. Înainte de a continua să discutăm ceea ce vă propuneți, vreau să-mi spuneți un lucru. Sunteți recunoscut pentru faptul că mergeți foarte mult pe jos prin oraș, că stați de vorbă cu oamenii. Ce spun oamenii? Ce probleme v-au ridicat? Ce ar vrea să se întâmple? Haideți să ne înțelegem. Nu merg pe jos sau nu merg la piață duminica pentru că e campanie electorală. Nu, asta faceți tot timpul, asta da, o știu și eu. Nu, și la sală, în fiecare săptămână, toată viața se duce, nu doar în campanie, sport, la sala de sport, exact. Da, îmi place foarte mult mișcarea, sportul care îl fac de zeci de ani și la care nu voi renunța niciodată, pentru că înseamnă și sănătatea mentală și psihică a fiecărei persoane dintre noi. Până la urmă, sigur că, așa cum am spus și data trecută, fiecare dintre noi putem veni aici și întinde un teanc de propuneri, promisiuni și fel de fel de proiecte, mai mult sau mai puțin sustenabile, mai mult sau mai puțin reale, pe care le putem face. Eu spun ce am făcut până acum, iar din gura mea sau din gura celorlalți, în momentul în care este același lucru, oamenii vor face diferența. Dacă sunt lucruri plauzibile din felul meu și din profilul meu de om, că îl pot face sau din perspectiva altui candidat. Oamenii vor face diferența și ne vor așeza pe data de 5 iunie pe fiecare dintre noi, acolo unde este locul. Acolo unde berităm. Pentru că vine vorba de așezat. Vreau să-mi spuneți un lucru. Sunteți așezat undeva anume pe buletinul de vot. Exact. Haideți am și pregătit pentru că este emisiune electorală. Să le arătăm telespectatorilor noștri. Pe buletinul de vot pentru primar
Doar deschideți pagina și în colțul din dreapta jos mă găsiți la poziția numărul 12. Este foarte simplu pentru că toți candidații sunt pe pagina 22 și nu a treia. Iar pe buletinul de vot pentru consilier local nu trebuie să-l mai deschideți, doar îl întoarceți pe coperta din spate și sunt exact aici candidat independent la poziția numărul 14, deci este doar numele meu. Nu votați o listă, vă dați un singur nume. Bun. Cu toată încrederea. Vă întrebam mai devreme, domnule Ionescu, ce vă spun oamenii când vă opresc pe stradă, când îi opriți dumneavoastră pe stradă? Problemele cele mai importante, și așa cum le vedem și noi, un oraș nu se poate dezvolta, un oraș nu poate progresa, un oraș nu poate atrage investitori dacă nu este o infrastructură, dacă nu există un mediu prietenic. Sigur, și pentru mine infrastructura este una dintre priorități, așa cum sunt și celelalte. La mine nu există prioritatea întâi, a doua, a treia sau a patra sau a cincea. Toate se clasează și se situează pe același nivel pentru că orașul are nevoie în același timp de priorități, nu de clasamente. În primul rând, sistemul rutier, pentru că nu doar spui voi asfalta străzile și trotuarele, punct. Nu e suficient. Nu e suficient. Aici vorbim de tot ce înseamnă sistem rutier pe toate componentele. Nu e de ajuns doar că punem asfalt și că nu mai sunt gropi, e în regulă, dar resistematizarea tuturor străzilor, intersecțiilor, găsirea soluțiilor pentru spații de parcaj, găsirea soluțiilor, și o să vă dau un exemplu de proiect de hotărâri pe care vreau să-l inițiez din punctul acesta de vedere, pentru a găsi soluțiile cele mai bune pentru dezvoltarea sistemului de parcaj. Transportul public este un lucru pentru mine extrem de, și trebuie să fie un lucru extrem de civilizat. Eu nu spun că nu sunt de acord cu un sistem sau altul. Eu spun că toate componentele în sistemul de transport public trebuie să se desfășoare corect, transparent și disciplinat cu respectarea legii. Acel dispecerat unic, acele frecvențe riguros respectate din punct de vedere al mașinilor care ajung în stație de autobuz, nu în trecere, nu care pe care, nu să luăm călători din mijlocul intersecției, blocăm circulația, că e pe roșu, că e pe verde, că e pe trecerea de pieton și o serie de lucruri care nu ar ce să caute într-un oraș civilizat. Transportul public de călători înseamnă mașini moderne, înseamnă o disciplină în trafic, înseamnă o poluare mai mică. Era o idee, și dacă știți dumneavoastră, și am dezbătut-o cu câțiva ani în urmă, pe timpul Ceaușescu a fost o inițiativă de proiect acele troleibuze, de a se înființa și de a funcționa acel sistem public de transport cu troleibuze. N-a mai fost dezvoltat și continuat la acel moment după 89, dar poate fi o idee din punct de vedere al poluării, al siguranței în trafic, al creierii până la urmă acelui culoar pentru transportul public prin sistemul de troleibus, pentru că el circulă exact pe unde trebuie și trebuie să asigur circulația mașinilor pe firele de curent electric. Până la urmă trebuie încurajat transportul public, sigur, un transport frumos, corect, civilizat, să nu mai fiu nevoie să-mi iau mașina de acasă și să o las, văd pe unde o las în parcaj, nu mi-o sparge, o găsesc găriată, o parcăm pe unde găsim sau pe unde nu găsim, ci să existe posibilitatea și să-mi doresc să folosesc transportul public de călători. Dar un transport public de călători prin care eu ca cetățean, iar eu ca primar să-l fac, să-l doresc, să mă urc în mașina în transportul public de călători. Și mai mult, dacă tot veni vorba de transportul public de călători, va trebui consultată populația pentru a reface, a reintroduce, a modifica anumite trasee din punct de vedere al transportului public, pentru că ele sunt așa de 20, 30, 40 de ani de când au fost înființate. Corect. Pentru că au apărut o serie de noi funcțiuni și puncte de interes la nivelul municipiului Buzău, da? În zona de Unirii Nord au apărut zona de hipermarketuri,
în alte zone, la fel, puncte de interes pe care poate unii vor să ajungă dintr-o altă parte a orașului și atunci trebuie reconsiderate anumite trasee din punct de vedere al transportului public, pentru că și cetățenii din micro 14 vor să ajungă în zona hipermarketului cu o cursă directă să nu mai schimbe 2-3 mașini și ceilalți din altă zonă să facă o anumită legătură între anumite cartiere și o serie de lucruri care pot și trebuie să aduse în discuție și în analiză și în studiu pentru a vedea dorințele buzoienilor aplicate pe necesitățile orașului. Trebuie să existe un astfel de echilibru între ceea ce își doresc oamenii și nevoile orașului. Nu poți lua anumite măsuri sau să lași anumite măsuri așa cum le-am moștenit. Cu vorbim de trama stradală, de intersecții, de sistematizare, circulăm pe aceeași sistem de transport rutier pe anumite străzi, pe cea mai mare parte a străzilor din municipiul Buzău, vedem că aici se gâtuie, că aici se înfundă, că aici se blochează, dar sunt necesare anumite măsuri rapide, urgente și foarte concrete pentru a modifica anumite chestiuni în sistemul de circulație, să-l adaptăm noilor cerințe. Avem câteva mesaje venite din partea telespectatorilor. Bună seara, felicitări pentru emisiune. Acest om chiar merită să fie alesul nostru, spune un telespectator. Mesajele continuă să curgă. Bună seara, îl cunosc ca om pe domnul Ionescu și îl respect pentru că are cuvânt. Da, extrem de important acest aspect, domnule Ionescu, și venit din partea unui buzoian, al unui telespectator de-al nostru, înseamnă mare lucru. Felicitări și să rămâneți tot așa de plăcut. Meritați funcția de primar. Se semnează doamna Sabina Mihai. Să rămână. Mai avem câteva mesaje. Bună seara, acest om ne-a scos din noroi pe când a fost viceprimar, iar noi în poștă și Mihai Viteazu ieșeam în oraș încălțați cu cizme. Doamne ajută ca domnul Ionescu să iasă primar și să poată să ne scoată din mizeria care este prin oraș, spune un alt telespectator. Exact, și poșta și Mihai Viteazu da. Sunt făcute tot pe perioada când dumneavoastră ați fost viceprimar. Da, s-a început și s-a continuat. După aceea, dar sigur, am făcut ceea ce trebuia, ceea ce eram obligat la momentul respectiv, pentru că țin foarte bine aminte și mi-aduc până la urmă cu plăcere acele momente când ploua afară și erau acele ploi și a fost martor și dumneavoastră ca jurnalist când mergeam cu pompierii, cu ISU, cu vitanjele, cu pompele, oamenii nebuniți la poartă scoteau apa cu găleți, sigur că iată că civilizația și gradul de confort trebuie să spună cuvântul și trebuie să nu mai existe astfel de situații. Bună seara, felicitări pentru emisiune, spune un alt telespectator. Vă mulțumim pentru felicitări și pentru cuvintele frumoase. Bună seara, domnule Ionescu, ce veți continua cu curățenia din Parcul Crâng, întreabă un alt telespectator. Curățenia din Parcul Crâng probabil că se referă la continuarea... Curățenia și înfrumusețarea parcului și modernizarea lui pe anumite componente pe care au rămas în urmă și n-au fost făcute la acel moment, sigur că da. Acea alee a personalităților, acele locuri, mărirea, extinderea sau îmbunătățirea locului pentru șahiști, acolo unde sunt foarte mulți pensionari, unde își petrec timpul liber și o serie de lucruri. Sigur, proiectul presupunea la momentul respectiv ființarea unei grădini botanice, un mini grădini botanice în Parcul Crâng, pentru că sunt foarte multe specii acolo în parc rare, care nu le vedem la tot pasul și care pot fi inscripționate cu plăcuță, cu denumirea științifică și denumirea populară, prin care copiii în diverse școli pot veni și pot învăța și pot vedea exact pe viu ceea ce... Și pot face ora de botanică chiar acolo. Sigur, sigur, sigur că da. Da, sunt o serie de lucruri care pot fi plăcute, făcut pentru a îmbunătăți și din punct de vedere aspectului și vizual și funcțional un astfel de parc și este păcat că avându-l și să nu continuăm în a-l face mult mai atractiv. Bun, deci veți continua să-l curățați și să-l înfrumusețați.
De podul de la Vadu Pașii promite ceva, domnul Ionescu, întreabă un alt telespectator. E destul de greu. Sigur, e greu pentru că nu este în administrarea primăriei municipiului Buzău. Din păcate, este o punte, să spun, de legătură între o comună foarte mare și foarte mulți locuitori care locuiesc acolo și muncesc în municipiul Buzău și trebuie să existe un efort din partea autorităților statului la nivel central pentru a repara acest pod. Ca să nu mai vorbim de gara Buzău. Această poartă de intrare în municipiul Buzău, turiști, oameni străini, tranzit. Ce soluție ar fi pentru gara Buzău, domnule Ionescu? Pentru că mi-amintesc că zilele trecute presa locală prelua un mesaj postat de o tânără studentă pe pagina de socializare cu privire la gara Buzău. În urmă, gara Buzău, când gândim la gară, toți ne gândim la condițiile pe care ne le oferă ca și călător. Să nu stau în ploaie, să pot să circul cu valiza, cu trollerul, o zonă unde să nu mă împiedic, să nu rup valiza, să pot să cobor printr-un pasaj igienizat, frumos. Și care să-ți confere siguranță. Siguranță. Să stau pe peronul gării, să nu mă bată vântul, ploaia, sau să... Există toate condițiile așa cum sunt și în Uniunea Europeană, într-un stat civilizat. Nu vorbim de mecanismul și sistemul de transport dintr-o gară. Voi face toate demersurile ca autoritățile statului să se implice, să modernizeze partea, să spun, pietonală a gării, dacă nu să treacă la primărie și nu cred că e o problemă sau o avere să nu poți să modernizezi niște peroane. Nu cred. Până acum se pare că a fost vorba de o avere. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și primul lucru pe care îl vom face va fi să citim mesajele dumneavoastră, după care vom continua discuția.